Faceți declarații. Mi-a înaintat demisia și am acceptat-o. Această situație în care s-a ajuns mă nemulțumește profund și este o situație care mă îngrijorează. Iată că la un an de la alegeri, în primul an de după alegeri, avem deja două guverne PSD eșuate. Acum, evident că este nevoie de un guvern pentru a scurta cât se poate de mult situația de incertitudine. Eu vreau să avem o procedură rapidă care va duce la stabilirea unui nou guvern, fiindcă această nesiguranță politică nu trebuie să degenereze în instabilitate politică și, mult mai important, vreau să previn posibile urmări economice negative ale acestei crize generată iarăși în interiorul PSD-ului. După demisia premierului Tudose, l-am desemnat pe ministrul Fifor ca interimar la conducerea guvernului. Iar pentru a avea o procedură cât se poate de rapidă și cât ține de mine, am decis să convoc consultări cu partidele parlamentare pentru mâine. Voi trimite chiar acum invitațiile de participare la consultări. Vă mulțumesc!